Bună ziua! În conformitate cu prevederile articolului 133-134 din Codul Administrativ, prin dispoziția primarului 178, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local Colegiu. Prin dispoziția 179, a fost suplimentată ordinea de zi cu 3 proiecte de hotărâre. O să dau eu citire proiectului ordinii de zi. Vreau să vă aduc la cunoștință că toate proiectele de hotărâre sunt însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate, de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Colegiu. De asemenea, vă aduc la cunoștință că dacă aveți un interes personal de natură patrimonială care ar putea influența obiectivitatea, să vă abțineți de la deliberare și la adoptare. O să citesc eu proiectul ordinii de zi domnului Zărnescu Lipsescu-Ochelari. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Colegiu din 25.07.2024, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Colegiu și instituțiilor și serviciilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții la data de 30.06.2024. Inițiator, primat Ienea Nicu Pitean. Toate proiectele sunt inițiate de primar, deci nu o să mai vă aduc la cunoștință. Proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții pe anul 2024 și rectificarea bugetului Comunei Colegiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea debitului general reactualizat pentru obiectivul de investiții reabilitare școală SAD Drăgugești, aprobat la finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, fondul local, pentru precum și asume reprezentând categoriile cheltuieli finanțate din bugetul local pentru realizarea obiectivului. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat în baza ordonanței 64/2022 privind cheltuielile la obiectivul de investiții reabilitare școală SAD Drăgugești, Comuna Helegiu, județul Bacău. Este vorba de același proiect. Și proiect de hotărâre privind însușirea suprafețelor, lungimilor și datelor de identificare a drumurilor aflate în domeniul public și privat al Comunei Helegiu, rezultate numai măsurătorilor cadastrale efectuate de firma care ne face cadastru general. Și 7 diverse. Cine este pentru? Domnul președinte. Aveți cuvânt. Supune spre aprobare procesul verbal al ședinței. Este din 25.07.2024. Cine este pentru? Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al Comunei Helegiu și al instituțiilor, serviciilor publice, finanțate integral din venituri proprii și subvenții la 30.06.2024. Da, aici o să dau eu citire câteva informații. În conformitate cu articolul 49 aliniatul 12 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, se supune aprobării contului de execuție al bugetului al bugetului Comunei Helegiu. Contul de execuție al bugetului propriu. Veniturile. Am schițat câteva sume. Venituri totale trimestriale cumulate la data de 30.06.2024, 30.106.320 lei. Încasări realizate 8.424.691 lei. Procentul realizat este de 27,98%. Dacă le luăm pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și dezvoltare, vom avea așa. Secțiunea de funcționare, avem prevederi bugetare trimestriale cumulate de 5.247.440 lei și încasări realizate de 5.952.580 lei, realizând un proces de 113,22%. Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt prevăzute cumulat 24.848.880 lei, iar încasări realizate 2.474.111 lei, un procent de 9,95%. La cheltuieli. Cheltuieli totale prevăzute trimestrial cumulate de 31.938.940 lei, iar plăți efectuate 6.136.186 lei, procentul realizat fiind de 19,21%. Urmărând cele două secțiuni, secțiunea funcționare prevăzute trimestrial cumulate de 5.503.640 lei, iar plăți efectuate de 4.482.047 lei, reprezentând 81,44%.
cheltuielile secțiunii de dezvoltare. Trimestrele acumulate sunt 26.435.300, iar plăți efectuate e doar 1.654.139 lei. Un rezultat de 6,26%. Contul de execuție înregistrează un excedent la 30.06.2024 de 2.290.199 lei, din care ce am avut anul trecut, excedent la începutul anului, 1.351.555.000, am transferat la secțiunea de dezvoltare 1.349.880, avem excedent la secțiunea de funcționare de 1.470.553 și un excedent la secțiunea de dezvoltare de 817.971 lei. În ce privește serviciul public de salubrizare, venituri totale trimestrial acumulate 196.500 și încasări realizate 197.437 lei, procent realizat 100,48%. Cheltuieli totale 200.500 lei, încasări cheltuieli realizate 195.701, reprezentând 92,62%. Obține și el un excedent de 101.868 lei, constând din excedentul anului trecut 90.132 și excedentul secțiunii funcționare la 30.06 de 11.736 lei. Cam asta este procedura. Să punem o problemă. Dacă sunt discuții? Da. Din doamna Rădic. Din ce sunt constituite veniturile la dezvoltare, dacă s-au încasat domnul? Din contractele de finanțare pentru cele investițiile. Exclusiv doar 9%, da? Da, fiind așa mari atât veniturile cât și cheltuielile, procentele sunt mici, nerealizându-se. În momentul în care vor începe investițiile, curge facturi la valorile alea mari, atunci se vor... Dar nu credeți că n-ați estimat prevederile bugetare just? Dacă, nu știu, cât estimați dumneavoastră poți vine din finanțări dacă ați realizat numai 9%? Nu puteam. Chiar dacă erau finanțări. Trebuia să-l prind în buget, pentru că în momentul în care s-au început, de exemplu, s-a depus săptămâna aceasta o factură de 2.320.000 pentru canalizare și apă. Eu trebuie să am credite bugetare prinse în buget ca să pot face deschis, pot efectua plățile în momentul în care vin banii de la Ministerul Dezvoltării. Da, deci concluzia cu investițiile au fost mai subțire. Acum sperăm că va fi mai bine. Da. Contul de execuție este la 30 iunie. La 30.06, da. Da. La 30.06 am văzut că, să mă corectați dacă deși poate mă reținut bine, că cheltuielile la funcționare au fost de 87% în prima jumătate a anului? Da. Pe mai bună jumătate de an. Da, procentul se aplică la cheltuielile trimestriale cumulate. Deci la prinse în buget tot la 30.06, nu la întreg an. Deci este ok. Și deficitul total? Nu e deficit. Nu aici, nu. Pe contul de execuție, între venituri și cheltuieli de... Nu, e excedent. Nu excedent. Nu excedent, este altceva. Spuneți-mi deficitul. A, e deficitul prins în buget? Da. Deficitul prins în buget la începutul anului aprobat este de 1.320.000. Nu știu pe de rost, dar... Da, eu... Deci ăsta poate fi atins și nu depășit excedentul, deficitul respectiv. Pentru că probabil este ultima mea ședință, am fost cu cătașul de serviciu, nimeni n-a mai avut nimic, sau majoritatea au fost de acord cu ce s-a întâmplat. Da, cred că totuși se putea și altfel o justificare mai bună a mânuților. Cred că va fi mai bine de acum încolo, drept pentru care eu mă voi obține la cumva acestui cont de execuție. Nu. Sperăm că următorul va fi mai eficient sau mai bine echilibrat ca să se miște. Să mai scrie cineva? Cine pentru? Cred că mai avem încă două ședințe, să știți. A, da? Deci septembrie și octombrie, că... Păi, septembrie se validează.
Abia de pe 27 încep să curgă termenele. Păi da, dacă domnul Primar, vreau să fac ședință în septembrie. Atunci și avem... Dacă funcționăm, nu facem... Dacă nu sunt chestii... Da, eu... Eu cred că și în octombrie, dacă a fost, avem probleme care e așa... Oricum se va întinde până... Face cât mai repede ca să scăpăm. Dar oricum, dacă o să... Da, probleme de aprobat, atunci e... Până de pe 27, chiar astăzi mi-am făcut o schemă, de pe 27 cur 5 zile în care consilierii trebuie să aducă dovada că partidul a făcut plățile acelea, dovada cheltuielilor, la așa. După aceea, în momentul în care am datele acelea, pot duce la judecătorie pentru validare. Depinde cât durează la judecătorie, cel puțin 2 săptămâni. Deci 27, 2 săptămâni, 15, până trimite la prefectură, oricum mai durează, cel puțin. Sănătoși. Supunem pentru aprobare? Cine? Se abține. Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2024 și rectificarea bugetului pe anul 2024. Da, dacă îmi permiteți să vă prezint proiectul numărul 2 privind lista de investiții. Și eu. Hai, vă las. Și pe aia... Sunteți din parte, vă puteți discuta. Partea de suplimentare a listei de investiții vă prezint eu, partea de bugetare, de buget domnul contabil. Este vorba de acea lucrare de investiții prin PNRR, prin măsura 10, componenta 10 de eficientizare energetică a clădirilor. Lucrarea aproape finalizată și care va fi recepționată undeva săptămâna care vine. Vorba de cele investiții foarte puțin, cum spunea o colegă de-a noastră aici. De fapt, sunt 10 mai jumătate de euro începute și deja contractate și se lucrează. Chiar și la apă și la canal, acolo sunt 7 milioane de euro. Din punctul meu de vedere, pentru că tot mă apropie și de sfârșitul mandatului, mă declar mulțumit de investiții pe care le-au reușit să le atrag. Cu siguranță, colegul meu le va duce la capăt și împreună cu noi care vor rămâne aici, vom găsi soluții să le terminăm. Legat de suplimentarea de investiții, este clar, pentru că la începutul anului am prins suma în componenta școlii PNRR-ului, acea sumă de 2 miliarde și ceva care ne este necesară pentru a încheia acea lucrare. La indicația celor de la minister și celor de la consultanță, mi s-a spus partea aceea de grupuri sanitare care n-a fost prinsă în proiectul inițial, să suplimentăm lista de investiții ca să fie finanțată împreună și la începutul anului școlar, școala de Adrăgugești să dispună de și de grupuri sanitare în interiorul școlii, așa cum este normal. N-a fost, o să mă întrebați de ce cauză n-a fost prinsă inițial grupuri sanitare, n-a fost prinsă pentru că școala de la Drăgugești avea grupuri sanitare făcute din 2001-2002, dar nu era un corpul principal, iar măsura prevedea doar eficientizare, adică vorbim de o reabilitare a școlii din punct de vedere energetic, adică o izolare cu o vată bazatică de 30, prin pod, schimbate pardoseni. Au fost multe lucruri care nu au fost trecute și împreună cu domnul Mădălin am considerat că așa e normal ca acea școală să fie încă de la început cu totul, fără să lipsească ceva. Ne-au venit și dotările, acel proiect european cu dotările materialelor școlare și a sistemului IT, urmând să fie montate în toate școlile, ca la începutul anului școlar, să le avem peste tot. Dacă aveți dumneavoastră întrebări vis-a-vis de suplimentarea este de investiții. La parte de buget, o să vorbesc cu domnul contabil. Da, în ce privește finanțarea, aici am avut pentru proiectul prin PNRR. Am avut 1.700.000 pe PNRR, iar diferența de 400.000 am avut din bugetul propriu. Având în vedere că am avut economii și n-am atins cheltuielile respective, din partea de finanțare din bugetul propriu, din cei 400.000, am luat 300.000 și am mutat pe noua investiție. Deci mai bine fac pe da. Se construiește ceva în școală? Da, una din sălile de anexa aceea din spate, practic care acum este introdusă în
interiorul școlii, va fi transformată în cupuri sanitare moderne, cu cabine, cu pereze spărțitori, cu branșament la o nouă stație de la o nouă fosă septică, urmând ca acea fosă septică să fie racordată la canalizarea din stradă, în momentul în care vom începe și pe Drăgugești canalizarea. Și mai sunt și alte lucrări. La centrala termică era prevăzută în fostul sediu la centralei termice, care nu ar, din punctul meu de vedere, nu corespundea absolut deloc. Și atunci am ales ca variantă să mutăm centrala termică, la fel și pompa de căldură, pentru că prin PNRR avem și pompa de căldură ca o sursă suplimentară de căldură în sediu, în clădirea fostelor toalete. Acolo e necesar la fel compartimentarea, să se strângă niște pereți, să se toarnă o altă placă. E un proiect pe care proiectantul l-a și pus în lucru, urmând ca săptămâna viitoare să ne finalizăm și până la 9 septembrie școala va fi în condiția cum trebuie să fie. Adică o școală nouă, tot ce trebuie, inclusiv tot ce înseamnă dotări școlare, de la băncuțe, vestiare, tablă interactivă și tot ce necesită. Și nu doar școala de la Drăgugești, ci toate școlile din comuna Hâlegiu. Deci, această amenajare într-un spațiu deja existent presupune o investiție de cât 300 sau 400 și când... Cred că trebuie să-și ceva, nici noi nu știm exact, pentru că proiectul nu este finalizat, acum doar este mare al suplimentării. Vorbim nu doar de... Vorbim nu doar de grupuri sanitare, vorbim și de o clădire care va fi modernizată pentru a funcționa proiectarea termică. Și cred că mai sunt niște chestii care nu au fost prese inițial. Cu siguranță o să fie un proiect. Va fi adus suficient să alimenteze ceea ce se face acolo? Să sperăm că va fi. Cu apă, când eu sunt acasă de 3 luni de zile, nu am nicio zi. Să știți că eu am început cu școala la investiția asta care faceți, chiar sunt curios cât va fi alimentată cu apă. Va fi alimentată cu apă pentru că împreună cu părintele am găsit o sursă suplimentară, așa cum avem toți. Până acum de atâta timp. E vorba de fântâna din fața... Păi nu avem norocul de fântâna aia. Dacă aveți ceva pe scris la cuvânt. Nu vreau să ne certăm, mai ce să ne întrebăm. Dar nu se ceartă nimeni, după nu am spus. Câteodată sunteți absurd. Vedeți că nu plouă de două luni de zile. Cu aia, trebuie să mai căutăm și alte soluții. Nu am cu aia cum plouă. Luam 4 miliarde pe niște WC-uri. Dar vă dați seama că nu înțelegeți ce bani asta chiar cu anul ăsta. 4 miliarde pentru o clădire existentă? Despre asta vorbim. Sunt 4 miliarde. Vă făceai 2 miliarde că sunt mulți WC-uri. Atunci de apă, de monitor, ne-a captat. Dar mai sunt și alte interpelări. Poate n-ați construit. Să mai înscrieți la mare apărut. Să punem la aprobare pentru... Care linie? Deci... Rectificarea. Suplimentarea listei și rectificarea bugetară. Pe... Împreună, că altfel nu pot exista. Da. Cine este pentru? Abțineri. Am făcut-o pentru școală, ca să nu mă arătați degetul, dar nu mi s-a făcut. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea debitului general reactualizat pentru obiectivul de investiții reabilitare școală stat Drăgugești, comuna Hâlegiu, precum și aprobarea sumei de presemnă în categoriile cheltuieli finanțate prin bugetul local pentru realizarea obiectivului. Da, aici e vorba de reactualizarea indicatorilor tehnico-economice și a devizului înaintea recepției. După cum am spus, noi nu venim cu bani din bugetul local, practic, ci de fapt din bugetul local, dar a fost prins la începutul anului școlar în același proiect. Pentru că s-au făcut economii, pentru că avem multe note de renunțare, inclusiv la camera aceea care se va construi acum grupuri sanitare. Nu s-au mai făcut tencuieri, zugrăveli, izolații și au fost trecute în proiectul cu grupuri sanitare. Poate trebuie să reactualizăm sumele, de data aceasta în minus. Cu siguranță va întâmpla și la grupul sanitare, dacă noi inițial am prins 300.000, e posibil să fie 200 și 220.000, 280.000, nu știu exact. Nu sunt eu în măsură să fac devizii și sunt cu siguranță specialiști pe așa ceva pe care îi plătim. 80.000 doar centrul anul. Da, nu are rost să ne falcăm acum, ce să... Dacă... Întrebări ce... Da, dacă sunt întrebări... Nu vreau aprobare. Cine pentru? Domnul Tarator.
Proiect de hotărâre privind aprobarea directivei generale actualizat în baza ordonanței 64 pe 2022 privind cheltuielile pentru obiectivul de investiție reabilitare școală Sadu Răgucești. Păi nu, aici una se ajustează cu prețul de pe 64, se ajustează cu prețul și se duc și pe ei. Dacă sunt discuții? Ce este? Cine pentru? Proiect de hotărâre privind însușirea suprafețelor, lungimilor și datelor de identificare a drumurilor aflate în domeniul public și privat al Comunei Ilegiu, rezultat în urma măsurătorilor cadastrale. Da. După cum știți, măsurătoarea cadastrală gratuită, hai să prismă peste un pic niște și deja pe cadastrarea generală și gratuită a Comunei Ilegiu s-a încheiat. Mă consider că e un lucru benefic comunei noastre și nu doar comunei, ci locuitorilor în mare parte, pentru că suntem a doua comună din Bacău care a reușit lucrul acesta. Cu siguranță vor mai fi și nemulțumiri. Asta vine doar pentru că foarte mulți din comuna noastră au ales să nu fie interesați de lucrul acesta în continuare, așa cum au făcut. Deci cei care 34 de ani nu și-au rezolvat probleme, nici acum le-au putut rezolva pentru că nu s-au prezentat. Am avut, conform legii, 60 de zile de contestații, în care am avut 1964 de contestații dintr-un număr de 13.000 de imobile cadastrate. Dacă sunt puține, înseamnă că e cadastru foarte bine făcut. Dacă era mai mult, înseamnă problemă la cadastru. Dacă mă întrebați pe mine, care am lucrat efectiv la această lucrare și am fost implicat direct, ar mai fi trebuit să fie câteva contestații, pentru că multe de persoane nu s-au prezentat în continuare. Parte din Travilan s-a rezolvat 100% fără discuții acolo unde au fost clădiri, construcții îngrădite, plătite taxe și impozite la primărie cu certificat fiscal, toate au fost înregistrate și sunt cadastrate. E un câștig maxim pentru cei bătrâni care nu au avut posibilitatea să se dezbată moștenirea sau să vândă copilor pentru că nu aveau posibilitatea să facă acele extrase carte funciare și măsuri cadastrale. Gândiți-vă că sunt de proprietate în comuna noastră cu 15, 20, 25 de imobile, extravilan, pădure plus intravilan, iar acum vor primi extrase de carte funciară gratuite, a făcut practic o economie de câteva zeci de mii de lei, 20-25 de mii de lei. Suntem acum în perioada de rezolvare a contestației, nu găseam cuvântul, care va dura 90 de zile, adică tot IOCPI-ul împreună cu prima de cadastru și cu cei care au fost contestați se vor deplasa în teren, acolo unde s-a constatat acea contestație. Nu este o regulă cu toate contestații să fie și acceptate, e logic. Bineînțeles că și noi am profitat de lucrul acesta ca și OAT și ne-am băgat toate drumurile să fie cadastrate tot în banii europeni. Tocmai de aceea astăzi ne însușim toate drumurile de exploatare, agricole, comunale, străzi, urmând să primim pentru fiecare extras de carte funciară. Dacă sunt discuții? Provizorii. Nu știu, cu terenurile agricole, cu drumurile de acces, cu nestabilan, au fost probleme, da? Cu specialiștii care s-au consultat, că erau prea mici, mai mari, părți sau cine este, le-au verificat, pentru că știu, tot timpul acolo am avut probleme cu aceste drumuri. Noi nu avem un specialist în primărie. Specialiștii sunt inginerii de la firma de cadastru. Ei au aparatura specială. Da, să mă refeream. La suprafețele pe care noi știam că le avem și la suprafețele care au ieșit. Și acolo... Păi tocmai asta facem acum. Ne închide pe balanța asta, este clar, vis-a-vis de drumul. Dacă întrebați că sunt drumuri care practicați, poate nu mai, mai sunt practicabile, sau poate, nu știu, sunt împădurite, sau, dar atâta timp când noi am avut prinse în evidențe noastre ca și drumuri, iar în suprapunerea planului parcelar cu ce se întâmplă astăzi, cu ortofotoplanul, cu ce este în teren, suntem obligați să le și păstrăm. Adică chiar dacă în zona arie, de exemplu, e un tronson acolo unde s-a împădurit foarte tare și au și vorit terenurile,
nici nu putem să... Am avea o variantă să nu mai întabulăm și să nu-l luăm, dar nu putem face lucrul acesta pentru că acel drum desparte practic două tarale, 82-83. Sunt multe lucruri care... Fiecare tarală trebuie separată prin ceva. Chiar dacă nu este drum efectiv, să zicem că este o râpă. Deci ele oricum sunt separate. Ele apar ca drumuri. Acum nu putem intra... Asta era mai bine să apară decât să fie scoase. Asta voiam să zic. Am fost ieri undeva acolo și era un drum care mergea din ăsta forestier, care mergea către Deleni. Cei de la care au arendat au intrat și au rupt. Oara drumului. Efectiv tot drumul. Și la procura asta au fost cele mai multe probleme. Că s-au întins, că au intrat pe drumul la bână. Iar noi tocmai asta facem. Noi le cadastrăm acum. Așa, cel mai important lucru care le-am găsit și am suprapus. Să avem toate lucrurile pe toate drumurile. Planul parcelar. Costuri foarte mari să le facem pe toate. Până primar, de exemplu, pe fața acolo. Fost drumul ăla, a avut 8 arași. Acum, dacă mai încape un tractor, dacă mai încape un încă tractor. E greu să credem că a avut 8 taraci. 8 taraci cu sunul. 8 taraci. 30, da. 8 taraci, da. 36. Da. 8 taraci, băi. Primul tronson de autostradă. Nu, acolo atât a avut 8 taraci. Aveți cum unul de urmă. Da. O, te trebuie pe taică, te trebuie oamenii pe taică. Eu control asta. Pe față. 8 taraci. Au intrat oamenii, au intrat oamenii. Băi, dar nu treabă, măi, nu treabă oamenii, așa este. Nu, pentru că este cu dus în tot. Odată intabulate aceste suprafețe, sunt obosabile de acolo, la de la albună de la acolo, fost chiar. Nu puteți spune că a fost mai întâi sau că a fost mai dat. Noi ne voi întâmpla, dar să fim patru pe repet, intabulăm și să-l facă la care astăzi în primărie. Adică acelor hărți fii care stau în baza titlurilor de proprietate, pentru că nu se putea altfel, suprapuse cu realitatea de astăzi. Vă dați seama că sunt drumuri care au rămas, repet, s-au îngustat foarte mult, sunt drumuri care s-au lățit astăzi. Cazul unei mențiuni făcută din colegul nostru Pătru, bine, e o mențiune făcută de el subiectiv, să spun așa, pentru că îl privește direct. E vorba de un teren cu care el se învecinează cu noi în zona în care lucrăm la trenul de apă. Drumul acela care urca voi, care se din Brătila, poate cunoașteți, din Valea Rea să urci undeva sus prin slaz. Poate a undeva la 2 metri, ca un drum de căruci, cum a fost. Nici 2 metri. Mai spun că e ruptă, e ruptă. Ei, ca astăzi pe acolo să treacă utilaje, ca astăzi pe acolo să treacă conduta de aducțiune, care, de transport, care e o condută destul de grosuță, să nu intre utilajul ăsta. Drumul ăla s-a lățit, nu mai are 2 metri jumătate, o să aibă 3 metri, 3 metri 80. Dar asta nu înseamnă că drumul noi l-am întablat așa cum îl avem astăzi. Adică pe porțiunea aceea de intrare acolo unde va fi și modernizat de către constructor conform contractului, care în obligație ca nu știu câte 100 de metri din drumul respectiv să fie pietruit, tocmai pentru a facilita accesul către rezervoarele de sus, către stația de jos. Ăla a fost lărgit. E foarte posibil ca într-un punct, în alt punct, să se suprapună cu terenul cuiva. Dar nu e nicio problemă că noi ne-am întabulat așa cum a fost inițial, nu căutăm să luăm pământul nimănui, nici măcar nu intenți interes. Nu sunt convins nici al dumneavoastră, mai ales că nici eu n-am un business acolo și nici nimeni dintre Consiliul Local, doar interesul nostru este comun, să ne ducă la cap pe proiectul ăsta, că e un proiect destul de greu, să avem apă pentru că am săpat acolo și săpăm în continuare, căutăm soluții, nu sunt așa cum ne-am așteptat noi să fie, acum cred că nici timpul nu ne ajută. Situația asta este imensă și vedeți dumneavoastră cum stăm. Domnule, am săpat și lângă Taslău ieri, adică ce să vă spun? Am săpat lângă Taslău la 50 de metri, Taslău. Domnule, nu este apă suficientă. Ce apă la 3 metri dai de apă, de o băltoacă de apă? Nu, nu trebuie apă, vorbim de o îmbrătilă care a fost comună la un moment dat. Înțelegeți? Adică volumul de apă de acolo trebuie să fie mult mai mare. Dar eu nădăjduiesc că nu știu, că nu vreau să pun pe Dumnezeu în toată discuția asta, dar poate o să-ți mai schimbi clima și la noi, poate și conducătorii noștri la nivel central, județean, vor lua în calcul propunerea mea și chiar cu Alunelu, că am fost împreună de câteva ori și am stat lucrul ăsta, să găsească soluții, să repornească barajul Belge. Nu vorbesc de un baraj Belge care să aducă vaporașe la Belge, nu. Vorbesc de o îndiguire, de o stăvirire a barajului la o înălțime de 5-6-7 metri, ca acest pârâu, care era râu până mai ieri, să nu se mai piardă ducând la val. Și ar fi o sursă și pentru minimă plătirea la Helegiu și pentru Onești la un moment dat. Înțelegeți? Știu că e un proiect în lucru, din câte știu eu și așa mi-a și spus domnul Panfil, că l-au în vedere. Dar timpul trece. Vorbim de fonduri pe PNRR, care în 2026 nu mai au... s-au evaporat, efectiv. Deci trebuie grăbit. Așa cum noi deja recepționăm proiectul pe PNRR, ar fi trebuit să grăbească și ei. Situația acolo e că aparține ABA.
terenul de pe fostul cuvet belge. Ei trebuie să facă tot ce s-a în fază din proiectare. Nu vă spun că noi acum ne-am făcut și cadastrarea lor. Limitele le-am făcut noi, pentru că nu au avut bani să-și le cadastreze. Nu vă spun că cele 2000 de contestații, o să ceva din contestații, sunt puse de către ABA Siret, care ne solicită să le intabulăm multe zone de pâraie, pârâiașe, care azi nu există, practic, prin păduri, prin terenurile agricole, pe care ei trebuie să-și le ia în administrare, că așa spune legea. Nu, asta nu înseamnă că toate acele contații vor fi și acceptate, că nu eu, nu depinde de opțiunea mea sau a viceprimarului sau a consilierului. Aici, toate contații au că trebuie de cadastru, ei sunt specialiști care hotărăsc lucrul acesta. Adică vorbim de crevase, cele prin păduri, care doar sunt făcute când au plouat în anii din urmă și care purgeau doar în momentul care plouau foarte tare. Nu că ar fi un izvor în amănte și de acolo să curgă un pârâu, să formeze nu știu ce. Domnul primar, de ce nu s-au făcut săpături acolo la Pătru de Vale, la Orheamă de Vale și așa oamenii se intrat mult, mult în izlaț? Nu știu unde spune Pătru și unde spune Orheamă. De exemplu, în grădinărie nu tine acolo, și acolo este apă spălătură. La grădinărie. Haideți să vă spun cum stau lucrurile, pentru că de foarte multe ori toată lumea vine cu idei și de foarte multe ori să și pune idei. Dar de multe ori să se față acolo. Nu putem să facem noi lucrul acesta astăzi. Este imposibil, pentru că azi, în 2024 sau în 2023, tot ce înseamnă lucrări cu autorizație de construire, trebuie să faci dovada proprietății. Eu, ca să săp la Orheanu, la Popescu, la Georgescu, dar nu trebuie la Orheanu, domnule, în capul Orheanu. De ce o intrată aia, de exemplu, cu terenul ăla? Stați-mă un pic, ca să înțelegeți. Nu este suficient doar săpătura face un puț. Puțul acela trebuie să aibă o zonă de protecție care de foarte multe ori înseamnă câțiva zeci de metri pătrați, adică 25x38, 50x70. Sunt zone de protecție pe care ți le impune legea, nu le fac eu de capul meu. Acum, ca și la Drăguceș, ca și la Deleg, ca și la Hilegiu, să dea Dumnezeu să finalizăm noi ce înseamnă parte de construcții, de canalizare, de clar, apa acolo nu va fi suficientă. Eu am certitudinea că de îmbrătirea vom mai găsi soluții de a mai capta izvoare mai mici prin Tofleanda, nu Tofleanda, cum spune acolo, la Fântânele, la Părâul, nu știu care, dar altfel nu poți să îl prinzi într-un proiect, să faci un studiu de difuzabilitate, un studiu care să fie eligibil dacă nu-i terenul meu. Așa mai sunt părăiașii sau mai sunt izvorașii care izvorăsc. Noi acolo avem o soluție de dren, de 50 de metri de dren. Și la ceea de ce m-am primat? Am luat la 8 metri, că drenul nu poate să fie mai adânc de, sau 3 metri, 4 metri, nu știu cât e. Că de la 4 metri nu vine mai nivelul digital. Așa ne impune astăzi SF-ul, care a fost acceptat și cum se numește, finanțat de către minister. Ei, deja ieri mi-a venit o solicitare din partea constructorului și a proiectantului. O să ne întâlnim săptămâna care vine, una din zile, să găsim și o altă soluție. O altă soluție ar fi forajul. În discuția avută cu proiectantul. Forajul e cu dus întors. Nu întotdeauna este cea mai bună soluție. Mai de-aia proiectanții în fața de SF nu îți dă foraj în zona Hilegiu. Îți dă în zona Grăleni, în zona nu mai știu în care. Acolo unde pânza freatică este mult mai jos și unde există apă subterană. La Hilegiu riscul este foarte mare. Pentru că dai după 30 de metri în apă sărată, pentru că stăm pe un munte de sare, știm cu toții, toți avem un curtic de problemele astea. Noi trebuie să ne vedem că este ușor să aruncăm în cineva cum a făcut bine, și dar trebuie să găsim soluția cea mai bună care să te scoată din ravatul ăsta. Nu există apă mai jos de 30-35 de metri. Eu sunt pățitul. Eu acum 7 ani primul meu mandat la DRN, îmi reproșau cei de la DRN și m-au și constat de fapt lucrul ăsta cu 2 luni urmă, că nu este apă în DRN și trebuie să fac o soluție. Am în mintea mea de atunci, am să găsim o soluție să facem o foraj. Și am făcut un foraj. Am făcut un foraj tot pe terenul primăriei, tot în curtea unde aveam curent, că altfel nu poți să aduc curent de 30 la 500 de metri ca să. Și am săpat 115 metri. Iar apa am dat așa cum a spus Bontaș, domnul inginer Bontaș. Domnule, apă dacă găsesc la 33 și 35 de metri. Altfel nu mai săpați. Așa au fost. 33-35 metri, curge apă și acum funcționează bomba aia așa astăzi, dar scoate apă cât ar folosi la o familie care nu de aceste construcții foarte mult apă. Adică la o familie. Apa este ca o fântână. Nu e o sursă de apă care să ne alimenteze nou 1000 de case. Noi astăzi, ca și fosta conge dinaintea mea, am gândit niște proiecte care să le avem în comună ca în faza de extinderi, de rețele, de aducțiuni. Din păcate, sursa de apă nu depinde numai de primar. Și știți cu toți lucrurile astea. Poți să-l dai. Eu mi-am asumat-o, am luat băbârnacele, am fost scos din cursă. Poate partea cea mai bună a mea pe care am întâlnit în ultimii 16 ani de zile. Sunt destul de detașat, nu am nicio problemă, nu sunt frustrat, nu am probleme cu nimeni. Dar
o să vedeți voi că apa va fi foarte greu de găsit în zonă și soluția va fi doar acel pe care vă spun eu astăzi. Dacă Belciu s-ar ridica, altfel nu este nicio șansă, nicio șansă. Domnul Dunărea nu trece pe la Helegiu. Și dacă nu mă vreți, opriți pe pod, dacă mă la ei, și uitați-vă la Taslău. Să vă faceți o idee. Și am ce vorbim când avem mapă la de... Domnul primar, la Sărădoren sunt 16 puțuri forate. Forate, nu pe grenaj. În grenaj nu, nu facem noi. La 8, și la 8 metri. Trebuie să te coborăm pe mai jos ca Taslău. Știți că au apă astăzi? Știu că au. Ei, vă spun că nu. Și eu știu că au. Eu vă spun că au. Eu vă spun exact, eu mă întreb să fie dat de primar. Eu știu că au. Eu știu că au. Divers. Exact asta am spus eu. Este foarte distant să... Da. La revedere. Terenul de după lacul Berci au fost făcut de nu, sunt ale aluatului. Deci tot ce a fost aluatul este aluatul în continuare, pentru că toți foștii proprietari au fost despăgubiți în perioada aceea de anii 50 înainte de colectivizare, știi? Și aici, ei au făcut imediat. Noi le-am făcut lor doar conturul pe cheltuiala noastră, iar încolo este al lor. Dar ei aveau nevoie de a-și face un contur în vederea depunerii pentru proiectul ăsta de pe PNRR. Au și fost până în zona noastră, pentru că studiile acelea pe care erau început, pe care eu l-am văzut, chiar l-am studiat la un moment dat, ajungea ca un canal îndiguit undeva până în amonte de podul la Helegiu, până în dreptul conductei noastre. Adică ceea ce am făcut noi acum pe zona podului, îndiguită, înțelegi, el se îndiguiește, unele de zone va fi și betonată, nu cred că în zona podului, în zona iar apa se va stăvili undeva pe zona fostului baraj, la o înălțime pe care o calculează să nu mai fie o zonă foarte inundabilă, adică să nu mai rupă și să pună în pericol în situația în care mai vin viituri, ea să treacă natural peste... Și atunci eu mă gândesc, dacă se ridică nivelul Taslău, s-ar mări și pânza freatică. Dar asta sunt discuții, exact cum spune domnul Zărescu, să luăm apă de la Orhean. Așa îmi dau și eu cu părerea. În realitate... Da, dar ești apă acolo, eu să zic că am pus problema asta acolo. Tu știi cum am eu să te încap toți de munteni, că ea folosesc apa la ei și ei au și pompe băgate în ea, sunt grădinile lor. Noi nu avem acolo teren. Deci comuna Helegiu nu are teren. Că știm noi că a fost un colț, că a fost o maidan, că a fost... Nu, astăzi Helegiu nu are acolo teren, măcar un metru pătrat. Sunt proprietari care și-au cadastrat. Ei, poate găsim unul să-l vândă, dar e greu să găsești unul să-l vândă în situația care era de acolo bogății, care înseamnă apa. Deci să știți că apa pe o bogăție pentru noi. Eu mă la mici, mă spune Dumnezeu că eu am apă în fântână, că altfel a fi dezată și de mine. Știu, dar s-au lungit spre izvor. Izvor tot acolo e sub mal. Eu știu ce e acolo. Are asta de depinește acolo. Au fost oameni care s-au evitat numai faptul că am atins cumva terenul, când am făcut drumul. Tot în interesul de un proiect. Apa o să fie mai scumpă ca energie și când să fie tranzacționată la bursă. Păi cu siguranță. Dar nu știu, este logic. Pe mine m-a spăimântat ce se întâmplă în zona noastră. Nu știu ce în altă parte, când te-am ieșit din județ în ultimul timp. Dar la noi, la Helegiu, la Unești, la Bacău, este dezastru. N-a plouat de un an de zile, eu văd la mine, eu văd asta, vezi cum scoate Taslău. Eu cred că dacă mai continuă o săptămână de căduri de trase, două maxim, Taslău se va ascunde în zona podului, pentru că a și fost acum destul de disipat și se infiltrează și va dispărea. Adică mai sunt discuții ceva? Dacă nu mai sunt discuții, vă invităm duminică la ora 14:30 la Parcul Central. Va fi câteva zile, câteva ore de petrecere, o ediție a Zilei Comunei, cu artiști din zonă și cu ansamblul Busuiocu. Deja văd că agenția că nu și-a montat acolo grătarele. Doar duminică. Dar în ultimul timp n-am făcut la duminică. Cum? Suntem seara pe munți. Nici la copii.
Da. Deci concluziile, mandatul le prezentăm în ședința următoare. Sigur avem ședință următoare. Sigur avem și pe 3 și în septembrie. Eu zic că și în octombrie. Da. Cu siguranță va fi și în octombrie, pentru că în octombrie o să fie ședința de investire a noului consiliu local. Dar chiar pește pe noi. Nu, dar putea să fie totuși. Eu zic că e extraordinar. Nu știm ce extraordinar. Dacă facem ordinară de investire, trebuie. Mi se pare că termenul maxim de investire a noului, 25 noiembrie. Am calendarul eu. 1 noiembrie? Da. 1 noiembrie. În 45 de zile? 45 de zile de la alegeri. Alegerile sunt pe 27. Asta. Deci se iau 27 termenul. 27. Nu, e în noiembrie. Mă gândesc eu 25 noiembrie. Garantat nu se va întinde mai mult de 1 noiembrie, asta fără discuții. Undeva pe 15 octombrie se va face. Decătoria comunică validarea către prefect. Prefectul este cel care convocă construirea noului. E care vrea să-și întâlne mandatul, e normal. Și dacă așa eu, din contra naturii ce se întâmplă, de primare, unul ales, unul local, măcar eu mă înțeleg cu el, dar în altă părță bacă afară și tot ochii. Ce să vezi că probabil dacă vom, a? Da. De fapt, la fost ca compromă, eu vă doresc să vă înțelegeți și după validarea următoarelor mandate. Cu siguranță ne vom înțelege când rămânem aici și suntem oameni, să știți. Indiferent din funcții pe care le ocupăm. Ce puțin din punct de vedere, puteți sta liniștit. Și am dovedit-o.